from my given disaster. Speed away from the holy mind. Și bine ne revedem din nou pe canalul meu de YouTube. Săptămâna trecută am avut un tag pe Instagram foarte interesant de la Iguanița și a fost așa super pe nostalgie, să ne uităm la pozele noastre de la începuturi de pe blog și să le comentăm. Și printre toate a fost și un machiaj care mie mi-a plăcut extraordinar de tare la vremea respectivă și mi-a venit ideea să-l refac astăzi în stilul meu de acum. Oricum nu mai am aceleași farduri, vă dați seama, și aceleași produse, așa că am încercat să adaptez, m-am uitat, din fericire eram foarte inspirată la vremea aia și chiar dacă nu am făcut un tutorial, am făcut un face chart în care am trecut toate produsele folosite și am colorat unde vine fiecare, așa că m-a ajutat foarte tare chestia asta. Nu am găsit nuanțe nici similare, așa că am mers pe un roz mai, mai cald decât ce am folosit atunci. Atunci era un roz mai mult spre movuliu, spre lila. Nu am avut, din păcate, ceva similar, așa că e și ceva mai bright decât acum 10 ani de zile aproape. Dar a fost un exercițiu interesant să văd ce aș păstra din machiajul de atunci și ce aș schimba. O să vedeți dacă urmăriți în continuare. Per total, ce a ieșit nu e neapărat ceva ce aș purta eu în mod normal. Nici atunci nu purtam oricum. Atunci am făcut pentru un concurs ceva special cu temă de alter ego, o nebunie din asta. Mă rog, mi-a plăcut foarte tare și mi-a plăcut și acum să le recreez. Dar, cum spuneam, nu este ceva ce aș purta. Musai. Adică nu mi se pare că neapărat mă avantajează ca trăsături machiajul acesta, ci că pur și simplu este interesant de creat și e un exercițiu, cum spuneam. Ce-i drept, buze atât de ombre, nu am mai purtat de foarte mult timp de zile. Când eram prin facultate, așa, eram mega fană și purtam destul de des și făceam destul de des genul ăsta de buze. Mi se părea că, de fapt nu că mi se părea, chiar îți face buzele să pară mai mari, mai pline. Dar, nu știu, de-a lungul vremii, probabil că ați observat dacă mă urmăriți de mai mult timp, m-am dezvoltat foarte mult către zona asta, mai mult de natural, culori mai pământii, pur și simplu acolo m-am simțit mai bine, dar din când în când știți că mai pun și un albastru sau un verde sau un roz aprins, așa că acum mi-a prins foarte bine să fac acest machiaj. Și înainte de a vă lăsa cu acest tutorial, vreau să vă încurajez, dacă nu aveți un cont de Instagram, să vă faceți și să mă urmăriți și acolo, pentru că am început să postez mai des pe IGTV, clipuri mai scurte, mai lungi, pe diverse teme, de la make-up la ținute de stil personal și alte nebunii de genul acesta, așa că dacă vă interesează subiectul, vă aștept și acolo. Nici nu știu dacă puteți urmări IGTV și fără cont. Foarte posibil, dacă nu vreți să vă faceți cont, să urmăriți și așa. Nu știu exact. Dar oricum, pentru cine are cont sau vrea să-și facă, ne vedem și acolo. Acestea fiind spuse, hai înainte cu tutorialul. Ah, și acum am văzut, mi-a rămas pe mână. Ok, uite, un mic sneak peek din ce voi folosi. Începem cu face chart-ul. Pe vremea aceea, nu știu ce foloseam, Chanel Vita Lumiere Aqua. Puh, Ștefana. Și MAC Studio Finish. Să înlocuim ambele. Am nevoie de oglindă aproape de mine. Perfect. Bun, pentru că sunt foarte entuziasmată să fac acest tutorial, pentru că sunt curioasă cum îl voi reinterpreta la aproape 10 ani diferență și pentru că prima oară când l-am făcut am folosit Chanel Vita Lumiere Aqua și MAC Studio Finish, vreau să merg tot în zona asta de acoperire mai light, așa că voi folosi Lasting Finish Breathable de la Rimmel London. Știu, e o diferență foarte mare dintre Chanel și Rimmel, dar deși Chanel îmi plăcea extraordinar de tare și a fost mulți ani de zile favoritul meu, avea un preț imens pentru un fond de ten. Și ăsta e fix la polul opus și, sincer, mi se pare că oferă niște rezultate similare. Motiv pentru care l-am ales acum. Ambele sunt niște fonduri de ten care oferă o acoperire mică. Mică spre media, acum în funcție și de cât aplicați, dar în mare parte nu acoperă, după cum vedeți, defecte, ci doar uniformizează culoarea pielii. Acoperă puțin de tot unde e cazul, unde mai sunt pete una alta, dar nimic dramatic. E un fond de ten de zi cu zi, foarte light, se menține și pe un ten gras, cel puțin în cazul meu. Și overall este ce folosesc atunci când vreau să nu simt nimic pe piele. MAC Studio Finish nu mai am de mulți ani de zile, mi s-a terminat și sincer nici nu mai place atât de mult. La vremea respectivă cred că era printre puținele concealere încercate și poate de-aia eram atât de nebunită. Acum că am și cu ce să-l mai cumpar,
dacă aș mai da banii pe el. Sub ochi o să folosesc Fit Me de la Maybelline și acolo unde vreau să mai acopăr pete, coșulețe, ce mai este, o să folosesc tot de la Maybelline această paletă Master Camo. Și o să amestec aici niște nuanțe și o să mă ocup de el. Și încep întâi cu petele, să folosesc o pensulă curată și hai să încercăm întâi cu nuanța asta, ar trebui să fie ok. Nu țin musai să fie acum perfect totul, dar să acoper un pic mai mult decât este în momentul de față. Nu am folosit pudră, se pare, acum 10 ani de zile. Nu știu de ce nu aș fi folosit pudră, pentru că ăla nu era neapărat un fond de ten de purtat fără pudră. Așa că o să adaug pudră, de data asta folosesc Born This Way și după aia un nume foarte lung. Este o pudră translucidă și pulbere, ceea ce înseamnă că trebuie să am un pic grijă ca să nu mă fac aici toată o pudră. Nu vreau să fie strat gros, nu vreau aspect de cakiness, deși, mă rog, cu pudra asta mi se pare destul de greu să atingi oricum aspectul ăla, pentru că e o pudră destul de lejeră, dar oricum vreau să aplic și eu destul de lejer. Perioada în care nu mai aveam niciun coș pe față, am luat o mică pauză, pentru că hormoni. Dar oricum mi se pare că încă arată foarte bine pielea, având în vedere că am folosit un fond de ten cu acoperire mică și doar puțin concealer și acum niște pudră. Eu sunt foarte mulțumită de ce se întâmplă la nivelul feței. Nu știu de ce mi-a ieșit un coș micuț de tot aici, în zona ochilor. Foarte rar îmi ies aici, dar el știe ce caută. S-o fi rătăcit. Și cum spuneam, ca să adaptez, o să vin întâi cu niște Hoola Light de la Benefit, care este, imediat vă arăt, o pudră pentru contouring. Doar că este o pudră mai potrivită unui ten deschis la culoare. Pentru că o să fie un machiaj destul de colorat la nivelul ochilor și la nivelul buzelor, în afară de pudra asta de contouring și foarte, foarte puțin blush, nu voi mai aplica altceva. Mă refer la capitolul culoare. Voi folosi tot de la Benefit paleta asta. Și din această paletă o să folosesc Dandelion, care este rozaliul de aici. Pentru că, așa cum spuneam, vreau ceva foarte, foarte light și în zona de roz. Aș spune că e de ajuns. Și highlight. Hai că o să folosesc Tickle, care e tot pe nuanțe de roz, ăsta de aici. Mă gândeam dacă să folosesc ceva mai puțin evident, dar dacă tot îl adaptez, hai măcar să o fac până la capăt. Vai, cum ești! Te iubesc! Nu mai adăugat nimic pe pensulă, deci doar ce a rămas. Ador! O să aplic un pic de spray pentru fixare și pentru a face lucrul ceva mai natural. Asta este de la Too Faced și este cu cocos. Hangover se numește. Bun, și trecem la sprâncene. La vremea respectivă nu aveam niciun produs special pentru sprâncene, foloseam două farduri maro combinate. Nu e așa rău, ci e așa, dar în ziua de astăzi avem atâtea variante încât mi-e și greu să aleg. E și ăsta un dezavantaj, dar o să merg pe Maybelline Tattoo Brow, că acum dacă tot folosesc multe produse din astea mai accesibile și drugstore, hai să mergem în direcția asta și o să îmi conturez domnișoarele sprâncene. Mai deschid un pic poza. Erau destul de puternic conturate în poza aceea, așa că o să-mi las frâul liber și acum.
ce nu-mi plăcea la ce făceam atunci, mă rog, pe lângă forma sprâncenelor, care nu era chiar ideală, nu era nici horror, dar nu era ideală, mi se părea că foloseam o culoare care era mult prea caldă pentru sprâncenele mele. Din fericire, acum există și nuanțe din astea mai spre gri, cu subton rece, care să nu arate ciudat pe o persoană brunetă ca mine. Atunci parcă bătea un pic prea mult în maro. Cam așa am ales să le fac, cum spuneam, mai dramatice. Și evident că până trecem la machiajul ochilor o să arate foarte ciudat, să am sprâncenele așa și restul feței gol. N-aș ieși neapărat așa pe stradă fără un machiaj al ochilor. Nu sunt ele pensate, așa că puteau fi într-o formă mai bună, dar mi se pare ok. Bun, hai să trecem la machiajul ochilor. Din păcate, nu o să mai am nuanțe exact cum am folosit eu atunci. M-am și uitat ce am folosit de curiozitate, să văd dacă mai găsesc pe internet niște dupes, o treabă, dar... Nope. Așa că o să adaptez și eu cât pot. În principiu, cum ați văzut, sunt niște nuanțe de roz și de mov în tot machiajul ăsta. Și pentru că cele mai apropiate nuanțe pe care le aveam erau în niște rujuri lichide. Știți dragostea mea de a folosi rujuri lichide la ochi, chiar dacă stai apoi o veșnicie să le dai jos, se demachează super greu. Dar și țin foarte mult și sunt mult, mult mai intense decât fardurile pe cont propriu sau chiar și cu bază. Aș vrea, pentru nuanța din centru, să amestec culorile astea două, plus niște picături de la The Body Shop. Și avem așa rozul, care este 07, lilaul este 34 și picăturile astea, în principiu, picăturile astea se folosesc de obicei amestecate cu un fond de ten ca să-i deschizi nuanța. Eu o să fac un experiment acum, pentru că nu știu exact dacă și funcționează, dar vom vedea împreună, bănuiesc. O să-l aplic fix pe centru. Nu o stau să mă îngrijoresc să fie prea precis, că oricum o să băgăm la blending în toată treaba asta. Cam așa. Și o să aplic și pe pleoapa de jos. O să folosesc două palete. Odată avem Huda Beauty și o să încep cu rozul ăsta de aici, mai aprins, cu o paletă, cu o pensulă plată. Nu e ăsta chiar cel mai potrivit. Cred că mai bine lăsam rujul pe cont propriu, dar merge și așa. Ideea e că atunci era mai deschisă nuanța și era mai... un roz mai rece decât ce am acum, dar e ok. Cum ziceam, adaptăm. Iar atunci am folosit un negru amestecat cu un mov. Partea bună e că am deja un mov închis pe care îl pot folosi, fix ăsta, deci din capăt de tot. Și asta este paleta de la Radiant. Și acum este foarte important să am grijă, așa că o să-mi trag și oglinda mai aproape. O să mă trag și eu mai aproape. E un pic mai prăfos fardul ăsta, așa că trebuie să... mă mișc eu atent. Ia uite cum arată, minunat, nu? Don't worry, se va rezolva. Pensula de blending. Întâi fac exteriorul. O să folosesc și un pigment. Acesta este Starlit Powder de la Makeup Forever, parcă. Da, de la Makeup Forever. Treaba este următoarea. Culoarea asta de-am folosit-o în centru, rozaliu ăsta este mult prea închis față de locul de inspirație, evident.
Așa că arată destul de diferit momentan, ceea ce îmi place. Să vedem dacă rezolvăm cu pigmentul ăsta mai deschis. Doamne, ador pigmentul ăsta. Uitați-vă cât schimbă. Dar n-a deschis cum aș fi vrut eu. În schimb, n-arată rău. Creion negru de ochi. It's ok, îmi dau lacrimile. Nu plânge. No crying. Mascara. This one is Unlimited mascara. Văd că atunci am aplicat și pe genele de jos, așa că voi face la fel. Chiar am aplicat din plin atunci. Bun. Și mai rămân buzele în degrade. Eu atunci am folosit... Let me check. Am folosit un creion negru de ochi de la Oriflame și un creion roz de buze de la Maybelline. Și le-am combinat între ele, practic. Acum o să folosesc un creion roz de buze de la Makeup Forever. Nuanța este 812 Multi Pink și un creion negru de buze de la Melchior. Iar acum cu o pensulă o să întind bine. Am luat și un pic fard. Iar acum o să combin totul cu niște balsam. Și gata, acesta a fost rezultatul final. L-ați văzut deja și îl vedeți în continuare pe fața mea. Cu nuanța din păr, cred că este prea mult momentan. La vremea respectivă aveam doar câteva șuvițe făcute mai roșcate și în rest părul meu era culoarea lui naturală, așa că mergea ceva mai bine. Dar, de dragul nostalgiei, am decis să-l fac. Ia, o să-mi dau părul pe spate ca să vadă mai puțin roșul din el. Mulțumită de ce a ieșit. Mi-a plăcut să fac acest videoclip și m-am super distrat încercând să recreez o chestie atât de veche făcută de mine. Sper că vi s-a părut și vouă cel puțin la fel de interesant și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. V-am pupat! Pa!